Bine v-am găsit la emisiunea Elohim, întrebări și răspunsuri biblice. Astăzi împreună cu noi este fratele Ciprian Jăcheanu, care este un frate din biserica, responsabil în biserica Rugul Aprins, Londra. Fratele Ciprian este un frate minunat, un frate rom care îl iubește pe Iisus. Fii binecuvântat, Ciprian. Dă-ți pupă, da. O să te binecuvântez. Amin. Frate Ciprian, bine ai venit la noi, la emisiune. Bine v-am găsit. Sunt sigur că mulți romi și români și de tot felul de oameni o să asculte emisiunea asta și o să fie încurajați. Tema noastră de astăzi este Țiganul Credincios. Prima întrebare din emisiunea noastră este așa. Care este viața, cultura, temperamentul, regulile țiganilor necredincioși, care nu-L cunosc pe Iisus Hristos sau nu sunt născuți din nou? În primul rând vreau să spun că tema misiunii este foarte frumoasă, deși am fost întrebat dacă cumva această întrebare este puțin ofensatoare, știi? Am zis nu, mă bucur că sunt țigan. Și vreau să spun la toți că nu numai țiganii pot să fie credincioși, și românii și toți oamenii pot să fie credincioși. Este adevărat că în ultima vreme tot am studiat ca să văd exact de unde mă trag, de unde e spița mea ca și rom, ca și țigan, dar unde am studiat, unde am găsit, se spune că țiganii sunt membrii unei rase noabe de origine hindusă. Da. Aceasta a fost denumirea care a fost dată de cei din afara etniei lor. Bineînțeles că țiganii, noi, romii, vorbim limba țiganesc, adică limba romanez, care provine din Antiganus, care înseamnă a nu se atinge. Atunci acolo a fost limba aceasta indo-ariană dintr-o familie de limbi indo-europeană. Vreau să spun că legat de temperament, legat de cultură, țiganii sunt o populație omogenă. Ei se împart în circa 40 de grupuri în funcție de structuri. Numai în România sau în toată lumea? În toată lumea, da. Sunt legături familiare, de profesie, de dialecte și de modul de viață. Printre cele mai importante grupuri etnice rom sunt ursarii, cei care dădeau spectacole cu urșii. Sunt căldărarii. Conducătorii confecționează ei vase de aramă. Da. Erau Ferrari, cei care făceau podcoave pentru cai. Erau crestarii, cei care vindeau cai. Erau spoitorii, cei care spoiesc tigăi și vase adânci de bucătărie. Erau rodarii, lucrători în lemn, care făceau linguri de lemn. Erau bondenii, vânzătorii de flori, și erau argintari, cei care se ocupau cu bijuterii. Sunt multe alte grupuri, dar de ce am spus că acestea sunt cele mai importante? Pentru că așa spune istoria romă. Cea mai importantă grupare de rom este gruparea ursarilor. De ce? Pentru că ei se ocupau cu vânatul ușilor și cu dresatul lor. Se spune că, am auzit de la bunici, se spune că țiganii cum dresau un urs. Puneau foc sub picioare, cărbune aprinși, și îl puneau pe urs acolo cu picioare, știi? Și ei cântau. Și în timp ce cântau, îl ardea pe urs și ursul, pentru că îl ardea la picioare, trebuia să danseze, știți? Și în felul ăsta au fost dresați. Și se spune că ei
umblau din sat în sat și plimbau ursul și cântau. Da. Temperamentul omului de etnie romă, temperamentul la țigan, cum e? Așa, e diferit un pic de, eu știu, de ruși, de români, de... Da, este foarte... Cum e el? E mai emoțional? Este foarte diferit pentru că vă dați seama că din secolul al XIII-lea, la sfârșitul secolului al XIV-lea până la secolul al XIX-lea, romii au fost robi. Robi? Da, robi, sclavi. Au fost de multe ori vânduți, maltratați, au fost ignorați și probabil eu mă gândesc că de aici se provine că suntem vulcanici, suntem foarte dinamici și temperamentul este unul agresiv, părerea mea. N-aș vrea să vorbesc general despre rom, aș vrea să vorbesc doar în direcția etniei noastre. Noi suntem rusari, ursari, nu ți-am spus lucrul ăsta. Tu ești ursari. Da, suntem ursari. Și când zic acest lucru, zic referitor la romii din Toflea, ca să nu supăr pe nimeni, știi? Frate, dar ce reguli au țiganii ca și, ca și națiune? Au ceva reguli al lor? Vorbim de țiganii fără Hristos, care da, nu-L urmează pe Domnul. Ce reguli sunt așa foarte cunoscute? Aș vrea să rămân doar la usari, ca să nu se supără nimeni. Da, au fost obiceiuri strevechi la noi. De exemplu, unul dintre obicei era fata fecioară trebuia să nu cunoască un alt bărbat înainte de căsătorie. Păi asta e biblic. E biblic, știu asta că e biblic și e frumos. Da. Apoi, unul dintre obiceiuri mai era la noi, feciorul cel mare, dacă se însura, el nu trebuia să se mute în altă casă, trebuia să stea împreună cu părinții. Cel mare. Cel mare, da. Și toată familia împreună, care era capul, era tatăl, trebuia să muncească împreună, să strângă bani la oaltă și apoi, când era posibilitatea, să-i cumpără o casă la cel mare. Apoi la următorul, la următorul, dar întotdeauna nora cea mai mare avea cea mai mare prioritate pentru că era prima. Între nurori. Între nurori, da. Aceasta e un obiceiu. Interesant e regulă. Dar nu-i păcătos nimic aici. Nu-i păcătos, normal. Da. Dar erau și alte reguli? Sau sunt și alte? Între... Erau, dar sincer să spun, eu nu prea n-am prins. Pentru că romii din Toflea au evoluat și lucrurile s-au schimbat. De când a intrat Hristos în viața celor din Toflea, în viața mea, eu l-am primit pe Domnul Iisus Hristos de la vârsta de 16 ani. Tu n-ai reușit și n-am reușit să prind obiceiurile așa. Doar prin auzite. De exemplu, în Vechiul Testament este scris că cineva care vrea să căsătorească plătea, cumva. Știu că și la țigani se plătește, da? Da, de exemplu, la specific celor din Toflea, de mult era un lucru, de exemplu, nu era ca și o plată sau ca și o garanție că alții poate fac lucrul ăsta acum. Da. Și nu vreau să acuz pe nicio etnie. Era într-un fel o zestră dată. Așa. Când se muta la casa lor nouă, atunci părinții fetei trebuia să dea o zestră. Păi ca la toți. Da. Cuvântul e altceva, știi? La noi un frate în biserică s-a pocăit, un frate s-a căsătorit tot cu țigancă și acum mai dator. Nu, dar socrul lui s-a pocăit și gata. Ce se întâmplă când un țigan se întoarce la Domnul Iisus? Cum slujește? Cum este? Ce face? Atunci când un țigan se întoarce la Hristos, la Dumnezeu, se întâmplă exact ce spune omului Dumnezeu Pavel. Că toate lucrurile se fac noi. Cele vechi s-au dus. Bineînțeles că
lucrurile din obiceiurile rele, pot să zic eu, care le-am adoptat, pe să le-am prins. Da. De exemplu, fumatul, alcoolul, vorba, da, dansul, da, înșelătoria. Mi-aduc aminte când eram mai mic, înainte să mă întorc la Dumnezeu, tatăl meu tot timpul ultim pănuții dădea pe alcool. Și asta era o slăbiciune a romilor și un obicei rău, pentru că nu mai conta la un moment dat, asta e de mult, ce spun eu, nu mai conta familia pentru ei. Băutura era pe primul loc. Probabil că ei ziceau atunci că îți plâng amarul. Da, da. În felul acesta. Dar uite, ce se întâmplă, anume, sau că el s-a pocăit, el își vindea fetele, fiicele. Avea reguli diferite, țigană, da? De exemplu, vindea aur de astea. Și el s-a pocăit. Nu, cum să nu mai vânde la aur? Că el nu-i mai iese niciun ban. Sau ce face el? Care-i viața lui? Păi, vreau să spun că... Sunt la tofile țigani care îmblau cu aur sau, fals, da, s-au pocăit și... Eu n-am prins. N-ai prins. N-am prins. Okay. Noi suntem bijutirieri. Ah, ok. Da, suntem ursari. Curs. Da, am plimbat ursul. S-au pocăit și nu mai umblat curs. Da, normal, că de mult n-am mai umblat. Eu n-am prins. Da, mi-au, da, povestit părinții și bunicii de lucrul ăsta. Da, ai întrebat cum slujește pe Dumnezeu. Da, da. Aș vrea să răspund la această întrebare. Bineînțeles, sunt foarte dinamici, da, foarte carismatici, și sunt foarte liberi înaintea lui Dumnezeu când se închină lui. Ei nu ți-or sta pe scaun drept, ca așa, da? Nu, asta e lor, să nu stea. Da, sunt foarte dinamici, vulcanici. Și, uite, tu ai întâlnit vreodată vreun țigan care s-a pocăit și din toată inima îl slujește pe Domnul, că știe a citi, că nu poate a scrie, sau, indiferent, știi sau nu știi, el anume îl slujește așa cum înțelege și merge înainte și te încurajează și pe tine. Ai avut așa? Da, foarte, da, mulți. De exemplu, este mama mea. A, mama ta? Da, okay. Era vremuri grele atunci. N-a avut posibilitatea să se ducă la școală, dar acum este o femeie credincioasă, slujește pe Dumnezeu din toată inima ei. Și se poate. Da. Dar, uite, țiganii cântăreți, da? Cei mai mulți. Să zici că, da, cu ureche au... Eu odată am văzut dintr-o biserică ieșind cum cântau în biserică la trompieti și la asta, și afară, pe drum la stația de autobuz, tot cu trompietele, da, cântau. Ce e cu darul ăsta? Crezi că Dumnezeu le-a fi dat lor muzică? Da. Și evrei. Am auzit un lucru plăcut și este tot puțin odată haslim, într-un fel. Se spune că de ce romii, eu vorbesc specific tot romii din Toflea, da, de ce laudă cu atâta patos și cu atâta foc pe Dumnezeu, știi? Da. Și am auzit un lucru frumos care spunea un om în felul următor. Mamele rome, în timp ce ele erau însărcinate, tot lăudau, tot cântau. Da. Pe ritmul acestei bătăi și cântatului au născut. Și în urmă că s-au născut pe ritmul acesta a cântecului, copiii care s-au născut cu darul ăsta de a cânta. Eu zic că, dincolo de acest lucru, eu cred că este darul lui Dumnezeu a cânta. Da, totuși, eu am făcut și eu câțiva ani de muzică, vreo 12. Și pentru că nu prea am avut bani, s-a întâmplat așa că mă puneau la toate instrumentele la care nimeni nu vroia să cânte, mă puneau pe mine, pentru că nu aveam bani. Dar eu am învățat note și cu mine au învățat țigani care nu știau notele și cântau mai tare ca mine. Și mie așa mi-era, zic, cum mai? El îi pune pe altul să-l cânte de pe note, piesele alea clasice, și el copia pe ala ce cântă, dar nu notele. Și am zis, ăsta numai un dar. Nu eram credincios atunci și ei nu erau credincioși. Interesant cum Dumnezeu dă la un...
știi că totuși fiecare popor are ceva specific al lui. Da. Acum, o altă întrebare. După ce un țigan se întoarce la Hristos, care din obiceiurile lui vechi mai sunt acceptabile în viața lui de creștin? Da. Este o întrebare foarte frumoasă. Cred că una dintre obiceiile vechi care cred că le acceptă Dumnezeu și nu sunt păcătoase, e cântarea. Cântare. Asta e o slăbiciune foarte mare, este un obicei vechi, da, a romilor că cântau cu fanfara și cred că este acceptat de Dumnezeu. S-au pocăit și același obicei, cântarea, dă-i tot cum cântă frații de la Toflea. Alte reguli? Da, una, doi, o altă regulă, fata fecioară, da, cum ți-am mai spus. Da. Este un obicei sfânt. Vreau să spun că și eu când m-am căsătorit, soția mea a fost fecioară. Nu cunoscuse alt bărbat. Asta e și obiceiul țigănesc, dar și în Hristos, da, în Domnul. Da, și în Hristos, da. Asta e frumos, e minunat. Da, o altă regulă. De exemplu, este asta cu cum ai spus tu, cu fata, ai spus cu băiatul mai mare, mai mare, care rămâne în casă. Da. Tot rămâne așa. Nu, s-a schimbat. După ce s-a pocăit, tot? S-au schimbat lucrurile. S-a schimbat. Acum nu mai rămâne cel mare, rămâne cel mic în casă. Și mezinul casei se ocupă de părinți. Da. Care sunt trei slăbiciuni a poporului rom care îl face să cadă de pe calea credinței? Totodată vreau să am tot specificat și specific în continuare să nu se supără nimeni pe mine. Vorbesc legat de romii din Toflea. Pentru că eu am crescut acolo între ei și am văzut cu ochii mei, este adevărat, una dintre slăbiciunile cele mai mari a romilor este alcoolul. Aha, ok. Cum am povestit și despre tatăl meu. Alt lucru specific romilor care îi făcea sau i-a făcut să cadă de pe cale este furtul. Furtul. Da. Și aș vrea să povestesc ceva aici. Nu mă cunoașteți, dar înainte să mă întorc la Dumnezeu, eu până la vârsta de 16 ani trăiam într-o gașcă de băieți de stradă care părinții mei au făcut tot ce au putut pentru mine, dar fiindcă am provenit dintr-o familie săracă, fără cu foarte multe resurse, am învățat să fur. Dar cam de la ce vârstă? Cam de la 11 ani. Aha. Am învățat să fur și singura sursă în care puteam trăia, în care am trăit, era sursa asta, furam. Dar nu neapărat lucruri mari. Da, furam becuri, furam lemne. Ce era atunci? Că satul rom din Toflea era mai necăjit atunci când... Și furai tot din Toflea. Da, și furam tot de acolo. N-am intrat la pârnaie încă. Da. Și... Zici că asta e un lucru care îi poate face pe frații țigani să cadă de la credință? Da. Unii care trăiesc așa viața jumate? Nu că trăiesc. Vreau să-ți dau, ți-am dat exemplul meu. Când m-am întors la Dumnezeu, mi-a fost foarte greu, pentru că timp îndelungat nu mai aveam un leu. Și atunci eram tentat de lucrul acesta. Vinea șoapta aceea, vinea gândul acela, du-te și fură iar, că în felul ăsta vei trăi frumos și vei avea bani. Și, în ultimul rând, agresivitatea. Eu cred că temperamentul ăsta agresiv... Îl poate face scade? Da, au căzut unii. Da, s-au întors, da. Adică acum sunt mai nervoși sau cum? Nu toți. Nu toți, să zic așa. Dar, de exemplu, orgoliul ăla de rom în tine, știi? Okay. Dacă erai provocat de un român sau poate de un alt om pe nedrept. Am văzut cazuri, știi, că s-au revoltat și... Deci se poate întâmpla ca un țigan, dar orice om, dar vorbim acum de romi, ca un rom, după ce se pocăiește, să fie atent la băutură, la furt,
Păi astea sunt lucrurile slabe care omul le-a avut înainte să se întoarcă la Hristos. Da. Și diavolul tot aici vrea să lovească. Și el trebuie să o rupă concret cu beție, normal, da? Dacă se păcălește. Normal, normal. Și dacă o furați și pentru el unica sursă era furtul de mâncare în casă, el trebuie concret să o rupă cu asta. Păi Pavel spune cine a furat, acum să lucreze cu mâinile lui, știi? Așa spune apostolul Pavel. Aha. Da. Și a treilea lucru, tu ai zis, care ar fi agresivitatea. Agresivitatea, deci, da. Deci romul când se pocăiește trebuie să știe că trebuie să fie ca un melușel. Da, și apostolul Pavel spune să vă țineți trupul în frâu. Dar tu știi, fratele Richard Wurmbrand a spus înainte de moarte, fii agresiv. Adică, da. Cum crezi? Cam în ce ar trebui să fii creștinul agresiv? Cred că creștinul, cum a spus și Richard, cum a spus Ioan Botezătorul, netăziți calea Domnului. Da, cred că agresiv ar trebui să fim în alerga da, pentru Hristos. Da, nu agresiv în astea lumești, da? Nu. Așa nu. E, da. Și legat una dintre slăbiciuni care ai zis tu a romilor, una dintre, am omis să spun lucrul ăsta, e mutatul. Mutatul. Da. E în cultura veche sau în obiceiul vechi. Aha. Pentru că bunicii noștri sau străbunicii noștri umblau cu cortul, cu ursul și cu cântatul și dădeau spectacole. E, și vreau să spun că lucrul acesta pe mine m-a marcat cu mutatul. Am stat 2 ani în Bacău, 2 ani am stat în București, 3 ani am stat în Târgu Jiu, 5 ani am stat în Cluj și acum locuiesc în Anglia. Dar de ce așa? De ce? Pentru că... Le place să se mute. Una dintre lucruri, eu cred că Dumnezeu a lucrat. Eu zic în viața de credință. Și a trebuit să ajungeți la tofle. Biblia spune, mergeți în toată lumea și vestiți pe Iisus Hristos. Și de asta cred că acest obicei vechi este acceptat și de Iisus Hristos. Și uite că astăzi suntem în Londra, și aici avem o biserică în care slujim pe Dumnezeu. Frate, dar treaba asta cu mutatul, asta nu au numai țigani. Aici în Londra toți români sunt ursari. Toți se mută. Doi ani aici, un an acolo. Da. Povestește câteva exemple despre câțiva frați țigani care și-au dus mântuirea până la capăt. Știu, unul, două exemple. Da, nu o să uit niciodată pe fondatorul bisericii Rugul Aprins din Toflea. Acum el este la Domnul, Călin Gheorghe, zis Tudorache. Omul acesta avea o casă cu un semi-garaj așa. Mi-aduc aminte când aveam 15 ani, mă duceam la el acolo în cămăruța aia și ne rugam înaintea lui Dumnezeu. Omul acesta, bineînțeles că astăzi este o reformă foarte mare în Toflea. Sunt întoși peste 3500 de deci el a fost primul. Dar el a fost fondatorul. Aha. El a murit în Hristos. Un om binecuvântat care Dumnezeu l-a folosit ca și o armă în mâna lui pentru prelucrarea romilor. Și când el primul a început lucrarea asta în Toflea, numai el era creștin. Da, numai el, apoi soția și câțiva. Vai. Și el a luptat și rezultatul la ce este azi în Toflea. Da. E început de la el, da? Da. Cum? De la cruce s-a început, da? În urmă cu 25 de ani asta înseamnă. Și apoi prin fratele. Cum îi zice lui frate? Călin Gheorghe, Tudorache. Călin Gheorghe. Da, un om al lui Dumnezeu. Și mai sunt rude de lui? Da, sunt. Sunt credincioși? Da. Păi, foarte mulți acum. Și mai este vreun, mai ai vreun frate? Da, l-am pe un tânăr care, din păcate, la vârsta de 35 de ani a trebuit să pleacă din lumea aceasta. Ciucă Gheorghe, el a fost lider de la închinare. Anul trecut, în 2 ianuarie, a murit. Și cum a ținut el calea? Era tare? Nu s-a întors înapoi? Nu, cu nimic. Era un copilaș, exact cum eram eu la 16 ani. Probabil că el avea 14 ani când s-a întors la Dumnezeu. Era singurul dintre neamului, ciucăști, așa îi zice, e un neam foarte mare. Ei se ocupau cu lăutăria, cântau în sate. El a fost pinionul în care Dumnezeu a lucrat și aproape tot neamul lui, care sute, s-au întors la Dumnezeu.
Și acum o parte din fanfara care cânta altă dată pentru oamenii, pentru împărați și pentru asta, acum cântă pentru împăratul împăraților și domnul domnilor. Domnul Iisus Hristos. Cum îi zici familia lor? Ciucă. Ciucă. Da. Deci familia Ciucă au avut un exemplu concret. Au un tânăr, da? Da. Frumos. Da. Frate Ciprian, sunt sigur că mulți dintre romi credincioși sau necredincioși o să asculte asta, dar cei necredincioși au nevoie neapărat de un sfat care vine tot de la un rom, inimă către inimă, ca tu să le spui lor cine este Hristos sau povestește-le tu despre Hristos. În limba românesc, da? Și în limba românesc, la urmă. Da. Sau cum vrei tu, vrei la început așa, vrei? Da. Bucuria mă că abdez diamano del oportunitatea, diamano ocazia te wow a catavici me hai te boriau ca ei ca ei erau parte andar cu romia som țiganos hai că am de penal tu menge sa rodom Iisus Hristos cindiam o drum în Cristo mange anglal hai credeam ante n-am mai erau treabă să ai erau azi în anglal ajutiziam ante slujialeske, parodiam i viața, parodiam o caracteri, na jana oaste scriza, na jana oaste boria, na jana oaste piroama mândrul lumeasa, sa zman i viața per abdi, i viața ca e foarte but, na dena s-o premande nișto, ni doi bani, însă ca na primizium Iisuse s-a ndeme viațate, o Iisus parodiam i viața, hai nato cămiri, parodia lime pralendiri, lime penendiri, lime parințendiri, lea mare gavestiri, parodie viața, hai aștilte parol tu mari viața, pentru că cel mai important lucru pe fața pământului este adăuate slujizile de vlescă, hai te os gata, pregătime ca n la vo, deja celeste, o te găsi, că pregătizia tu că. Limange, halituc. Litusitul șansa, litusită ocazia, litu ca jucărul cu del, n-a conti el ca e san, n-a conti el ca e restian, o Iisus duc altuc. S-ar duca nicul lomange, ai ha duc alituc. A jucărat tu că te aveți cu del, te slujizez, hai te parol ti viața. O del, te binecuvintil tu men. Amin. Suntem la partea a doua a emisiunii Elohim, întrebări și răspunsuri biblice, împreună cu fratele nostru scump rom, Ciprian Jecheanu. Frate Ciprian, acum avem 10 întrebări. Fulger. Fulger, da. Trebuie să fie răspuns cât de sincer. Și dacă nu știi, zici, nu știu. Da? Da. Acum, prima întrebare este așa. Ai cercetat vreodată vreun om care se dă proroc? Și cum l-ai cercetat? Da, am cercetat. Cum? Cum? Am scris prorocia și am văzut dacă se împlinește. Așa e cercetat. Da. Okay. Ce nu-ți place ție la tine? Ce nu-mi place mie la mine este că sunt prea supărăcios. Și soția cunoaște asta mai bine, da? Cunoaște, da. Se poate pierde mântuire sau nu? Da. De ce da? Pentru că Pavel spunea să păstrăm un cuget curat, care unii au căzut de la credință. Aha, foarte, foarte corect. E corect ca cântăreții și predicatorii creștini să-și apere drepturile de autor? Eu zic că e corect. E că el a făcut o predică. Da. A pus-o acolo. Și nimeni are drept de autor, da. Și nimeni nu mai are drept să predice predică lui? Nu, asta poate să predice oricine. Deci nu-s drepturi de autor. Nu. Dar dacă e muzică? Muzică se mai poate. Cu drepturi de da. Autor. Muzica de exemplu, altceva. Este o cântare. Hai spune-mi cine e leu da. Din Iuda. Da. Și o cântă toți. Da, o cântă toți. Da. Și au cântat-o și frații de la Toflea. Păi să cânte toți toate cântările și toate predicile ca să fie vestită Evanghelia. Amin. Amin. Ai avut vreodată îndoieli pe calea credinței? Da. Da? Da. Mm-hmm.
De ce femeia în biserică se atacă? Pentru că așa a zis Apostolul Pavel, femeia se atacă în biserică și dacă are o nelămurire, se întrebe pe soțul acasă. La tine, în familia ta se întâmpla vreodată așa? Nu se întâmpla vreodată, așa este la noi. Cred că și la voi, nu? Da. Cine e Domnul Iisus pentru tine? Este persoana cea mai iubită, cea mai dragă și cea mai prețuită pentru sufletul meu. Tu ești penticostal sau creștin? Sunt creștin și penticostal. În ce fel de limbi s-a vorbit în ziua cinzecimii? Înțelese sau neînțelese? Limbi înțelese, spune Sfânta Scriptură. În da. Care sunt cuvintele Domnului Iisus care îți plac cel mai tare? Cel mai tare sunt cuvintele care spunea Mântuitorul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Cam asta ar fi esența omului pe pământul acesta. Să stea pe calea lui Iisus, adevărul lui Iisus și viața să o aibă în Iisus. Da. Și ultima întrebare. Înfățișându-te înaintea lui Dumnezeu în ziua aceea, ce îi spune? Aș regreta faptul că nu l-am cunoscut și nu m-am născut în pocăință. În familie de pocăință. În familie de pocăință. Și ce îi spune lui Dumnezeu? Ce îi spune lui Dumnezeu, cred că nu m-am gândit încă la asta. Ce îi spune? E un răspuns sincer? Da. Pentru că nu, parcă nu știi. Ce să-i spui Creatorul când el știi tu? Da. Cu noi a fost fratele Ciprian Jăcheanu.